Văd că ai insistat să intri în direct cu noi. Spune-ne ce se întâmplă. Bună seara, da, nu e normal. Tot timpul suntem dezavantajați. Noi am tăcut, n-am avut treabă cu nimeni până acum. Arbitrii când arbitrează în Europa, în Champions League, e perfect. Totul când arbitrează România, greșeli. Doar împotriva echipelor mai mici sau așa, arbitrați corect. La al doilea gol, offside de un metru. Păi ce faci? Noi cu doi oameni în minus tragem de noi tot meciul, alergăm. Mai era un pic și vomitam pe teren și dintr-o greșeală de arbitraj noi pierdem 3 puncte. Cât de mare dezamăgirea când foarte mare, și foarte așa simțiți voi. Foarte mare. Păi am auzit acum în studio, rapid domnul a câștigat din cauza vremii. A venit vremea rece și de aceea n-a câștigat. Păi cum poți să vorbiți așa ceva? De ce nu se vorbește de Chindia? Cu doi oameni în minus a ținut piept Rapidului. De ce nu se vorbește de Chindia? Cu FCSB la fel, greșeli de arbitraj, tragem de noi, pierdem ultima secundă. Cu Craiova la fel, nici nu mai știu, că au fost foarte multe greșeli, nu mai știu să le țin rândul. Nu e normal așa ceva. Vă simțiți nedreptățiți? Normal, campionatul trecut la fel, campionatul ăsta la fel. Noi, o echipă mică, luptăm meci de meci, ne face treaba pe teren, dar vrem să fim, să avem același drepturi ca cealaltă echipă, nu știu, să fim egali cumva. Nu e normal așa ceva. Credeți că ați fi putut mai mult, Marco, dacă nu se întâmplau toate chestiile astea în meciul contra ăsta? Voastră? Nu numai pe meciul ăsta, în general așa. Că normal, dacă luați toate punctele generală, normal, dacă luați toate punctele pierdute anul trecut din greșeli de arbitraj, noi terminăm pe locul 7, eu cred că eram mai sus. Eram pe un loc de play-off. Și campionatul ăsta la fel. Nu știu, nu găsesc răspunsul, sincer. Totuși, aveți o atitudine pozitivă. Reușiți să vă mobilizați. Păi normal că ne mobilizăm, că rămânem cu doi oameni în minus. Normal, o repriză, 90 de minute în om în minus și nu doar un meci, mai multe. Din greșeli de arbitraj. Cu FCSB la fel, ați văzut. Nu l-a atins, ia cartonaș roșu, Kocić. Eu nu înțeleg, nu mai înțeleg nimic.